Actul medical de calitate nu înseamnă doar tratarea pacientului din punct de vedere medicamentos, ci și tratamentul psihic și pentru suflet de care bolnavii au nevoie. De cele mai multe ori, mângâierea celor aflați în suferință vine de la asistenții sociali, care monitorizează pacientul de când ajunge în spital și chiar și după ce iese pe poarta instituției medicale. Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, unde a poposit caravana Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, are cea mai mare rată de angajare a asistenților sociali din țară. Și asistența socială face parte din actul medical. Întâlnim cele patru componente ale actului, adică act medical, asistență medicală, asistență socială, psihologică și spirituală. Asta ar trebui să se generalizeze la nivelul întregului act medical din orice altă specialitate. Să ducem mai departe acest vis comun al nostru, acela de a promova și a valoriza profesia de asistent social. Nu e puțin lucru să găsim într-un spital, chiar de urgență, 10 asistenți sociali angajați și vă felicităm foarte mult pentru acest lucru. Înseamnă pentru noi un plus, valoare pe care îl aduceți profesie de asistent social. Despre această meserie, cel mai bine pot vorbi chiar asistenții sociali, care sunt în permanență alături de cei aflați în suferință. Aceștia le asigură nevoile psihosociale, securitatea emoțională și confortul psihic. Îi ajută să depășească situațiile de criză și au grijă ca orice pacient să se reintegreze în societate și în familie, indiferent de suferințele pe care le are. Necesită multe calități și resurse personale, necesită timp, suflet, încredere, implicare, curaj, responsabilitate și multe altele. La maternitate realizez consilierea tuturor dăuzelor pentru a reuși să identific potențialul risc de abandon. Avem foarte multe bunici minore, din păcate, foarte multe nașteri minore, cu foarte multe probleme, cu foarte multe situații de risc. Preluarea cazurilor se realizează în urma sesizării din partea personalului medical cu privire la o posibilă problemă la un pacient. Lipsă de domiciliu, lipsă venituri, lipsa actelor de identitate, lipsa suportului familial, suspiciune de neglijare, și multe altele ce consideră dânsii ca fiind o problemă socială. Practic se realizează intermedierea între pacient aparținători și instituțiile implicate în rezolvarea problemelor identificate. Caravana Colegiului Asistenților Sociali din România a ridicat în picioare mii de persoane, în semn de respect pentru munca asistenților sociali în mai multe județe din țară, precum Gorj, Sibiu, Neamț, Bacău, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Vaslui, Oradea, Constanța, Timiș și Argeș.